159 de cazuri noi de COVID-19 sunt raportate în România, ajungându-se la un total de 1.082.710 cazuri. Dintre acestea, 1.047.444 de persoane au fost declarate vindecate. Astfel, în ultimele 24 de ore, în județele Arad, Dolj și Gorj s-au înregistrat câte 3 cazuri noi, Hunedoara și Mehedinți câte un caz, iar Timișul a înregistrat 16 cazuri. În județul Caraș-Severin nu s-a înregistrat niciun caz nou. Incidența cazurilor de îmbolnăvire este la Arad de 0,04 la 1000 de locuitori, la Caraș-Severin, Gorj și Mehedinți de 0,01, la Dolj de 0,04, iar în județele Hunedoara și Timiș de 0,05 la 1000 de locuitori. România are înregistrate 34.274 de decese în rândul persoanelor diagnosticate cu SARS-CoV-2, un deces înregistrându-se în ultimele 24 de ore și nu sunt raportate decese anterioare intervalului de referință. 362 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 mai sunt internate în acest moment în spitalele din România, dintre care 47 sunt pe secțiile de terapie intensivă. Copiii cu vârsta mai mică sau egală cu 6 ani nu mai au nevoie de testare PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 la sosirea în țară din zone cu risc epidemiologic ridicat. Până acum, excepția pentru testare era valabilă pentru copiii care aveau cel mult 3 ani. Pentru minorii care au între 6 și 16 ani, se menține obligativitatea prezentării unui test PCR negativ, făcut cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării. Mențiunea se aplică celor care călătoresc cu mijloace de transport în comun sau pentru cei care folosesc mijloace proprii atunci când intră în țară. Și membrii delegațiilor sportive care sosesc în România pentru competiții din state aflate în zona roșie de risc epidemiologic sunt exceptați de la măsura carantinei dacă prezintă rezultatul negativ al unui test PCR făcut cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea în țară și participă doar la activități în cadrul concursurilor. Copacii bătrâni și uscați din Timișoara vor fi folosiți pentru operele de artă realizate de studenții sculptori și donate orașului. Primăria Timișoara și Facultatea de Arte și Design Timișoara din cadrul Universității de Vest au încheiat prin hotărârea Consiliului Local un acord menit să dea o nouă viață materialului dendrologic și totodată să îmbunătățească domeniul public al orașului. Printre primii arbori uscați, al căror lemn va fi transformat în obiecte de artă, se numără stejarii de la intrarea în Parcul Copiilor. Complexul energetic Oltenia, cel mai mare producător de energie pe bază de cărbune din România, închide 2 grupuri de producție de electricitate până la finalul acestui an și disponibilizează peste 700 de salariați, din care mai mult de 400 vor beneficia de venit lunar de completare. Venitul lunar de completare va fi acordat pe o perioadă de 12 luni pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 3 și până la 10 ani, 20 de luni pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 10 și 15 ani, 22 de luni pentru salariații cu o vechime între 15 și 22 de ani și 24 de luni pentru cei cu o vechime de cel puțin 22 de ani. Asociația pentru promovarea orașului pentru domeniul turistic, economic, cultural, educațional va fi înființată la Timișoara. Aceasta va fi direct răspunzătoare pentru promovarea orașului pe plan intern și pe plan extern prin dezvoltarea și implementarea unui concept integrat de marketing al orașului, dezvoltând o rețea extinsă de parteneri, voluntari și sponsori. Principalele domenii de care se vor ocupa pe termen lung sunt economic și de afaceri, rezidențial, cultură, turism, gastronomie, cercetare și inovare. Titluri de cetățean de onoare al Timișoarei vor fi acordate de ziua orașului pentru 4 personalități. Decernările vor fi făcute marți, 3 august, când Consiliul Local va vota 3 dintre proiectele de hotărâre care prevăd acordarea titlului pentru primii 3. Smaranda Vulturi, Nicolae Secoșan, Dorin Bratu și Oscar Berger sunt cele 4 personalități propuse pentru decernare. În cazul lui Nicolae Secoșan, proiectul de hotărâre a fost votat încă de anul trecut, iar titlul va fi înmânat acum. Oscar Berger a fost regizor, cineast, director al ziarului Timișoara și unul dintre jurnaliștii implicați în transformarea post-revoluționară a României. Dorin Bratu a fost o personalitate remarcabilă a medicinei românești și a vieții academice, iar meritele academice, civice și politice ale Smarandei Vultur și-au găsit o recunoaștere deplină în condamnarea simbolică a comunismului din România, asumat la nivelul de stat.
Mai puțin de jumătate dintre cadrele didactice care au susținut proba scrisă în cadrul concursului pentru ocuparea posturilor din învățământul preuniversitar au obținut note peste 7, mai exact aproape 45%, potrivit rezultatelor de dinainte de contestații. Este cea mai mică rată de promovare a examenului de titularizare din ultimii 5 ani. Proporția notelor între 5 și 7 este de circa 35%, în creștere față de anul trecut. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, adică titularizare, candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7, iar pentru angajarea pe perioadă determinată, adică suplinire, minimum nota 5. Ziua Națională a Ambulanței din România este marcată în fiecare an la data de 28 iulie. Este data la care, în anul 1906, a apărut prima salvare din București din inițiativa profesorului Nicolae Minovici. Primul echipaj era format din vizitiu și sergent de oraș. În anul 2001 a început dotarea cu ambulanțe moderne printr-un program finanțat de Banca Mondială, iar în perioada 2003-2005 a fost introdus în România sistemul de apel unic de urgență 112, care a făcut posibilă interconectarea tuturor tipurilor de servicii de intervenție, adică ambulanță, pompieri, poliție, jandarmi. Anul acesta ziua nu va putea fi sărbătorită public și la nivel național din cauza contextului pandemic. Folosirea țigărilor electronice în cazul tinerilor este periculoasă, precizează Organizația Mondială a Sănătății. Pentru a reduce numărul tinerilor care dezvoltă o dependență pentru nicotină, autoritățile fiecărui stat trebuie să reglementeze uzul de țigări electronice și dispozitive similare. Organizația Mondială a Sănătății spune că producătorii de țigări electronice mizează pe atragerea adolescenților printr-o gamă foarte largă de arome, iar aceștia au o șansă mai mare de a se reapuca de fumat mai târziu în viață. Este foarte greu să diferențiem produsele care conțin nicotină de cele care nu conțin această substanță sau chiar de produsele care conțin doar tutun. Până în acest moment, doar 32 de țări au interzis produsele electronice pe bază de nicotină. Alte 79 au adoptat cel puțin o măsură pentru a restricționa folosirea acestor dispozitive, iar alte 84 de țări nu au adoptat nicio măsură. Fenomenele meteorologice extreme înregistrate simultan în ultimele zile pe tot globul riscă să ducă la o criză a alimentelor. Ploi în Germania, Turcia și China, vreme foarte călduroasă în vestul Statelor Unite, ninsori și recorduri de temperaturi scăzute în Africa de Sud, îngheț în Brazilia. Toate aceste fenomene meteorologice extreme au un impact negativ asupra dezvoltării culturilor. Indicele global al prețurilor produselor alimentare este la cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani și are deja implicații asupra unor societăți amenințate de revolte. Prețurile mondiale la alimente continuă să rămână la un nivel ridicat și sunt cu aproape 34% peste nivelul înregistrat în luna iunie a anului trecut. Mașinile care vor intra în parcurile naturale vor fi confiscate, propune ministrul mediului Tanțoș Barna. Potrivit acestuia, România este ultima țară din Uniunea Europeană în care se poate intra cu mașina în zonele protejate. Acesta a precizat că este nevoie de o modificare legislativă cu pedepse mari, amenzi între 5.000 și 25.000 de lei și luarea de noi măsuri. Ministrul mediului a anunțat că va propune înăsprirea pedepselor prin care să fie descurajată această activitate care începe să se generalizeze la nivel național.